Contractul dintre Gazprom și Moldova Gaz privind livrarea de gaze naturale nu va fi reziliat de la 1 mai, ceea ce înseamnă că Moldova va primi combustibil rusesc și luna viitoare. Despre acest lucru a anunțat președintele Consiliului de Administrare al Moldova Gaz, Vadim Ceban. Nu se cunoaște însă deocamdată care va fi situația în următoarele luni, negocierile în acest sens fiind în desfășurare, la fel ca și în cazul prelungirii termenului de auditare a datoriilor istorice ale companiei, prevedere ce se conține în protocolul semnat în octombrie de Guvern și Gazprom. Pe contul său de Telegram, șeful de la Moldova Gaz a scris că Gazprom a confirmat oficial volumele de gaze naturale contractate pentru a fi furnizate în Republica Moldova în luna mai 2022. Deocamdată, iată, este confirmat doar luna mai. Suntem pe luna iunie, discutăm pentru deja în mai. Noi continuăm încă lucru cu colegii de la Gazprom și cu ministerul și, respectiv, în mai va fi mai mult colectate, dar că să nu oprim, că a fost decizia Gazprom, că să nu oprim acum furnizările. Prețul calculat pentru luna mai este de $910 pentru 1000 de metri cubi, dar prețul final va fi anunțat în 3 mai, a mai precizat Ceban. La prețul 910 mai adaugă și evaluarea reală a gazului, adică încă prețul acesta nu definitiv se va adăuga încă vreo 10, câteva zeci de dolari, până la $40 cred că se va adăuga. Ce ține de tariful pentru consumatorii finali, Vadim Ceban susține că acesta rămâne deocamdată același, adică de 15 lei și 18 bani pentru un metru cub, cu tot cu TVA. Am încercat să obținem un comentariu de la Ministerul Infrastructurii. Consilierul pe comunicare al ministrului, Alina Merlici, ne-a spus că va reveni mai târziu cu un comentariu, iar ulterior nu ne-a răspuns la telefon. Prețul de achiziție al gazelor naturale pentru luna aprilie este de aproape $1200 pentru 1000 de metri cubi. În data de 1 noiembrie anul trecut a intrat în vigoare contractul de livrare a gazelor pe o perioadă de 5 ani. Partea moldovenească și cea rusă au semnat un protocol suplimentar la contractul de furnizare a gazelor naturale. Documentul prevede efectuarea unui audit până în data de 1 mai al datoriei istorice de peste $700 de milioane pentru a depăși neînțelegerile la acest subiect. Autoritățile au declarat anterior că din cauza războiului din țara vecină, Chișinăul nu a reușit să respecte prevederile contractuale, iar în acest caz există probabilitatea ca Gazprom să rezilieze contractul. Anterior, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu, a declarat că în cazul în care contractul semnat cu Gazprom va fi reziliat, Moldova nu va rămâne fără gaze. Potrivit lui, combustibilul va fi cumpărat din surse alternative, doar că la un preț mai mare.